Salutare, prieteni, și bine ați venit! Este o zi de vineri, este 12 mai, vineri, a început să fie cald și frumos afară. Este cât? Da, 3 fără un pic. Sunt sigur că abia așteptați cu toții să ieșiți de la muncă. Așa că m-am gândit să vă îndulcesc puțin șederea la birou. Așa că, ce m-am gândit eu? Cât mai stau oamenii ăștia acolo la birou? Și sigur stau pe telefoane, pentru că, hai să fim serioși, nimeni nu muncește vineri la ora 3. Hai să le arăt ce am luat în teste weekendul ăsta, și anume noul Audi Q5, care se află chiar aici. Iată noul Audi Q5, o să dau telefonul mai departe ca să-l vedeți. Și mai degrabă o să mut direct pe camera din spate ca să vedeți cât mai bine, fără să acopăr camera din față. Iată-o! Este o mașină destul de impozantă, așa. Foarte mulți spuneau că A7-le aduce un pic așa Darth Vader. Mie mi se pare că în culoarea aceasta Q5-ul este fix Darth Vader. Uitați grila Audi, la fel de, cum să zicem, amenințătoare. Și cred că și mașina aceasta are semnalizare progresivă. Stați puțin să pornesc avariile. Sunt aici. Ok, și ia să vedem dacă avem semnalizare progresivă. Da, ia uite. Ba nu, nu este. Nu e semnalizare progresivă. Ah, ok. Și pe spate? Ia să vedem. Credeam că va fi, se vor aprinde LED-urile progresive, așa. A, pe spate este. Ia uitați. Îmi place mult chestia asta. Pe spate e semnalizare progresivă. Pe față văd că e simplă. Ah, ok, bine. Haideți să închidem avariile. Așa, și să continuăm să vedem noul Audi Q5. După cum v-am spus, da, la exterior arată la fel de impozant ca până acum. Cred că a crescut puțin în dimensiuni. N-aș putea să vă spun exact cât acum, o să vă spun când facem review-ul complet. Ce pot să vă spun este că varianta noastră este echipată cu motorul diesel 2.0, 190 de cai, cutie automată normal și, firește, tracțiune 4. Plac jantele acestea. Dacă și vouă vă plac, vă rog, spuneți-mi. Mie mi se pare că aduc puțin aminte de BBS-urile un pic mai vechi. Da, arată interesant jantele acestea. Iată și cum arată din spate. Parcă din ce în ce mai mult începe să atingă mărimea Q7-lui. Și dacă deschidem și portbagajul. Ok, ce avem pe aici? Să vedem. Putem să dăm asta jos? Da, ok. Avem o plasă pentru pus diferite chestii, care este strânsă și va rămâne strânsă. Cred că plasa aceasta se ancorează în aceste mici clenciuri. Ba nu? Nu? Astea sunt pentru a scoate partea de jos. Ia să vedem. Ok, și avem aici o rezervă. Un cauciuc. A, cred că e din aia cu maxim 80 la oră. Din aia care se umflă atunci când e nevoie. Oricum, portbagajul, vă dați seama că este absolut imens. Adică îl vedeți. E destul de mare. A, avem și buton normal. De ce să ne chinuim noi să închidem portbagajul unei mașini când poate să o facă mașina pentru noi? Locurile din spate. Da, locurile din spate. Ia să ne și urcăm. Este o mașină spațioasă, vă dați seama. Doar că, la fel ca și la vechiul Q5, avem aici un tunel de transmisie foarte înalt. Foarte, foarte înalt, ca să vă dați seama. Nu știu. Deci până aici vine la mână, până la brățar. Peste brățar. Cam nu, cam până la brățară e destul de înalt. Deci e o palmă și un pic. Așa, în față, iată cum arată noul Q5. Vă dați seama că interiorul fiind interior nemțesc, arată absolut impecabil. Și poate ați observat deja, sau poate nu, cei de la Porsche Pipera, tobele vă rog, mi-au oferit varianta cu plafon vitrat. Da, mie îmi place foarte mult când mașinile au acest plafon vitrat, pentru că dă o super senzație de spațiu în mașină. Normal că scaunele sunt foarte, materialul e foarte frumos, foarte plăcut la atingere. Îmi spune cineva că e de 4 locuri.
Nu chiar. Ar trebui să fie și în al cincilea loc aici, având în vedere dimensiunea și având în vedere persoanele care vor cumpăra această mașină, ar trebui să fie de 5 locuri. Și cred că în talon, în talonul mașinii, e trecută ca mașină cu 5 locuri. Chiar o să mă uit și o să vă spun. Deci, oricum, e de ajuns. E un Audi. Ia să vedem acum și cum arată postul de condus. Dacă ne mutăm în față. Ok. Îmi place foarte mult. Cred că asta e Alcantara sau nu știu ce este. Cred că Alcantara este, da. Îmi place foarte mult cum se simte la atingere. Și să ne urcăm puțin în mașină. Dacă dăm și scaunul mai în spate. Așa. Avem aici clapețica. Ia să vedem. Deci, noul Audi Q5, volanul acesta cu partea de jos dreaptă, nu, adică îl înțeleg, înțelegeam acest volan pe Audi TT, aici nu mi se pare. Vedeți, varianta noastră este S-Line, deci de aici, este, din această cauză avem volanul acesta. Eu dacă aș fi în locul vostru și mi-aș cumpăra un Q5, nu mi-aș lua volanul acesta pentru că mi se pare că nu are rost. Pe TT avea rost, ok, e o mașină sport, da, aici mai puțin. Sistemul de infotainment, controlele climatizării, mânușile mele. aici avem un trackpad cu care putem controla diferite informații pe sistemul de infotainment. Uite, aici avem, dacă știți, există unele telefoane care se încarcă prin inducție, adică wireless. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pui telefonul aici și el se încarcă automat fără ca tu să fii nevoit să-l conectezi la cablu. Spre exemplu, știu că Samsung au implementat această tehnologie, Galaxy S6, S7 și acum și S8 fac chestia asta. Sunt sigur că mai sunt și alte telefoane, dar acum nu pot să mă gândesc la altele. Așa, și avem USB-uri, avem și două USB-uri aici și un auxiliar. Bun, dar hai să vă arăt cum se prezintă bordul. Dacă pornim mașina. Auziți dieselul cum... Da, știm că e ușa deschisă. Nu mai țipa la noi mașină. Așa, gata. Și muzica... vreau să vă spun, deocamdată o să închid muzica. Am spus o să închid... Așa, o să închid muzica. Dar vreau să vă spun că sistemul audio este bestial în mașina asta. Îmi place foarte mult. Chiar o să mă uit pe fișă. Nu cred că este sistemul stock. Nu, ia uitați. Este sistemul Bang & Olufsen. Tot acest sistem l-am avut și pe A4 când am testat mașina aceea și la fel de bine se auzea. Deci dacă vă luați Audi, nici să nu vă gândiți să nu vă luați sistemul Bang & Olufsen pentru că se aude incredibil. Da, cum spuneam, iată sistemul de infotainment, noul virtual cockpit. Ne-am mai jucat cu el până acum, foarte ușor de folosit, doar că acum îmi pare că, pentru că îl folosesc ca, nu știu, 4-a oară sau a 3-a oară, ceva de genul ăsta, parcă a început să fie un pic aglomerat. Sincer, mi-ar fi plăcut dacă s-ar fi putut renunța la această parte sau măcar să intre undeva în bord, pentru că tot ce am nevoie se află aici în fața mea. Adică navigație, media, informații despre mașină, cam tot ce am nevoie este aici în fața mea. Deci a devenit un pic redundant acest ecran. Totuși bine că este și el acolo. După cum vă spuneam, putem să-l controlăm folosind acest trackpad de aici. Selecții aici. Dacă apăsăm pe ăsta, mergem înapoi. Avem aici un bunon. Hai să apăsăm pe navigație. Împingem de asta în sus, intrăm în navigație. Avem și rotiță, vedeți aici rotița, care putem regla zoom-ul. Dar dacă încercăm să, dacă vrem să băgăm o nouă destinație, putem să facem asta. Pe aici, pe undeva. Așa, destination entry. Și am putem efectiv să scriem aici, să zicem o stradă din București, fizicienilor. F. Ia uitați, I, Z, Fi, Z, K, I, E, da, adică o auziți pe Duduia de la Audi cum spune odată cu mine, doar că, ia uitați, mi-a luat, cred că dacă, și dacă dăm așa, ștergem literele, ia uitați, ok, I, am pune L. În loc de I, îmi ia L. Ia să vedem cum fac să o convinc că este I. I. Ok. Mi-a pus Ș acum. Ok. Nu mi-a pus I. Fizic. I.
A, uitați, gata. Și gata, a găsit strada, ne-a găsit chiar și Lidl-ul de pe fizicienilor, ceea ce e foarte drăguț, și putem să mergem direct la Lidl. O simplă selecție pe rotiță și de aici calculează ea singură ruta și aia e. Da, deci, da, în continuare e relativ ușor de folosit totul în Audi, sistemul lor de infotainment e mișto. Și dacă tot suntem pe Facebook și YouTube-ul nu ne împiedică să punem niște muzică, haideți să vă arăt cam cum se aude sistemul de infotainment. Bine, acum sunt doar știri la radio și nu pot să pun muzică pentru că telefonul meu nu este conectat prin Bluetooth la mașină. Cred că aș putea să-l conectez în timp ce fac live-ul. Haideți că o să încerc asta chiar acum. Ca să intrăm în Bluetooth. Nu, trebuie să intrăm în media. Ok. Și acum, ia uitați. A intrat muzica mea, da? Și acum este la ea, uitați. Foarte puțin volum. Vă spun, am dat basul un pic mai tare, la fel și treble, dar nu la maxim. Și dacă închid și ușa asta ca să fie întregul sistem surround, țineți-vă bine, o să se audă foarte interesant. Bine, acum dacă o să înceapă melodie, back. Yeah. Sistemul audio Bang & Olufsen, haideți să-l, așa, să-l ucidem și să vă arăt și plafonul, deci plafonul vitrat are așa, pentru început, dacă o să închidem această parte, iată, vedeți, e o parte din pânză care acoperă partea din sticlă, e o parte doar din pânză, ia uitați, e un material textil foarte, foarte subțire. Așa, putem să deschidem sticla, dar vedeți că plafonul, adică sticla efectiv, se deschide fără a deschide plafonul de pânză, ceea ce n-am mai văzut până acum. Eu știam că dacă se deschide plafonul de sticlă, automat și cel de pânză vine. Dacă mai tragem încă o dată de cel de sticlă, este un pic mai în spate. Acum e la maxim. Și acum putem să deschidem și plafonul de pânză și, hei, suntem cu mâna afară. Iată. Acesta merge singur până în spate. Și cred că asta e tot, mai în spate nu merge. Da, asta e tot. Și iată, avem o deschidere destul de mare. Este deschiderea undeva în spatele locurilor din față. Deci e super mult aer. Da, e frumos. Haideți să închidem mașina și să ne pregătim să încheiem acest live, pentru că am parcat într-o zonă unde poate oamenii mai au treabă. După cum vă spuneam, pe aici se muncește. Ok. Se uită oamenii foarte ciudat la tine când vorbești cu un telefon. Ei nu știu că în spatele telefonului se află 22 de oameni acum. Bun, ok. Cam asta a fost cu live-ul nostru de la Audi Q5. Weekendul acesta vom testa mașina. Cred că sâmbătă filmăm și duminică facem poze. Dacă se întâmplă să ne vedeți prin oraș, ia uitați, numărul mașinii este Ilfov 38 PPP Porsche Pipera. Dacă ne vedeți prin oraș, dați-ne un claxon, ce vreți voi. Și să sperăm că o să mergem legal și nu va fi nevoie să ne claxonați. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest live. Și da, rămâneți pe Blog Auto, va urma și review-ul, nu știu când, dar va urma.
invitați-vă prietenii să se aboneze și abonați-vă și voi la canalul nostru de YouTube, pentru că acolo veți vedea cele mai multe informații despre toate mașinile pe care le testăm. Ne vedem pe eBlog Auto, la revedere!